Haideți fie și cu bonjour. Băi, de data asta mi s-a spus de la șefie de acolo de sus: Lorenzo, am auzit că tu nu vrei să stai cu camioane de-astea micuțe. S-aude vorba că râs de camioanele alea micuțe. Zice, mi-au propus ca să îmi dea un camion mare, electric, nou-nouț, bine, hai, 10.000 de kilometri. Și zice, a găsit și remorca după el. Și așa vei lucra cu salariu dublu. Zic, șefule, aici eu sunt omul vostru, gata, la chestii de-astea. Într-adevăr că n-am mai circulat cu camion electric. Parcă zici că mergi cu bor mașina. Opriți într-un peisaj de lux. Video de lux. Vlog de lux. Camion de lux. Și salariu de lux, chiar la fel. Așa că încet, oameni buni, nici o săptămână și ceva de muncă, mi-a dat camion aproape nou și oamenii se bazează pe mine, mă, oamenii. De-aia tot spuneam, măi, când ești corect în viață, a, uitați cum se joacă șah aici, să vedeți și voi. Ați mai văzut așa ceva? Șah de șah. Ne apropiem de un mic port. Într-adevăr că lacul e imens, dar dacă nu ești la o anumită înălțime, nu vezi decât bărcile astea și pe partea cealaltă este Franța, oameni buni. O să vă las, nu vreau să vă rețin prea mult. O să revin cu alte noutăți. Deja vreau să mă ocup și de o livrare de asta de lux aici. Clienți de lux. Hai, ciao, ciao, ciao.